apucat de muzică. M-am apucat de muzică, e amuzant, a? Băi, hai să specificăm treaba cu muzică. Unul la mână, eu nu sunt cântăreț. Știu. Asta vreau să specific clar la televizor, sunt artist. E o diferență de la pământ până la cer. Eu o să ofer niște mesaje care au legătură cu viața mea și cu experiența mea. Și într-un fel sau altul vreau să fie o lecție pentru copiii care sunt mai mici decât mine, să evite zonele care am fost implicat și eu în viața asta, ca cumva, cândva, mi-a venit o notă de plată. De unde ți-a venit ideea asta? Nu știu dacă știți sau nu, sunt arestat de aproape 3 luni, aici, la domiciliu. E mișto. Și, să zicem, de plictisal am încercat să fac ceva cu timpul meu. Mă trezesc dimineața, fac o mișcare să mă mențin. După aia berez, scriu și eu pe acolo, mai beau un pahar de vin, mai scriu iar. Și uite că ideea cu cover-ul mi-a venit chiar dinainte, dar a fost o chestie de joacă, care am avut-o la discuție cu prietenii mei, Adi Cristescu și Jimmy Dub. Și dintr-o glumă în glumă a venit și chestia asta cu arestare. Am zis, bă, hai să ne apucăm de muzică. Dar ce mod de muzică? Muzică care transmite un mesaj. Și vorbești acolo despre ispite. Despre cu ce fel ispite. De ispite te-ai întâlnit tu de-a lungul vieții tale, Suhaib? Din ce se observă, m-a ospitat atât de tare, încât nu mai vreau să aud ele. Ți-am dat daună, să spunem așa. Daună. E o experiență plăcută cu ispita. Cred că oricine poate să fie ispită în viață. Te-ai cumințit? Păi, acum sunt obligat. Nu știu, întâi să cred că experiența care trec acum e o lecție de viață. Nu zic că sunt nevinovat. Odată ce am ajuns într-o situație, înseamnă că m-am înconjurat cu anumite circumstanțe. Deci probabil am greșit prin alegere persoanelor cu care am trăit, prietenii prin care m-am conjurat, oamenii care am ales să fie lângă mine. Nu-mi pare rău. Tocmai de-aia vreau să apelez la muzică. De-aia specificam mai devreme că sunt artist. Pentru că e mult mai ușor să-ți povestesc viața mea prin cuvinte, prin versuri, decât să fac un interviu, pentru că o să avem nevoie de un reality show. Și atunci te-ai gândit la o altă piesă? Ceva? Urmează ceva? Lucrez. Lucrăm la versuri, mi-am cumpărat o linie melodică, pentru că vreau să fie piesa mea. Și o să fie o surpriză pentru public și cu siguranță o să vreau să o lansez cu un videoclip. Ispite? Sunt ispite? Băi, ispite. Adică ispite care mă ispitează pe mine, nu? Păi, pe tine. Mă, dacă pot să mă ispitez cu ceva, în primul rând ispitează-mă cu gândul, că deja am depășit zona aia de frumoasă, știi? Deci cam asta e, trebuie să... Da, am întâlnit femei atât de frumoase încât eu tăceam din gură, dar și ele tăceau în continuare, știi? Și când încercam să vorbesc, tot singur vorbeam. Adică prefer să mă lipsesc de genul ăsta de personaj. Și atunci cum ar trebui să... Fă-mi un profil așa al... Mă prefer, știi cum? Să mizăm pe o lege, legea compensației, cred că se spune în română, și să am de toate, nu câte puțin, că nu vreau nici câte puțin, câte un pic mai la mediu, și un pic peste mediu, și un pic, știi? Și să le am pe toate. Să fii deșteaptă cât, și frumoasă. Da, fără să stau să dau o descriere, că na, acum zic, mamă, ce-mi plac blondele, mâine întâlnești o brunetă și zic, vai de capul meu ce prost am fost, mai bine nu ziceam nimic, sau invers, înțelegi, da. nu prea merge. Te văd foarte pozitiv. Băi, sunt pozitiv, pentru că dacă eram vinovat, nu eram aici. Corect. Asta, în primul rând, vorbim legal. Mi-aș dori să vorbesc despre treaba asta, dar nu pot, vreau să respect legile și condițiile și procesul în care mă aflu și țării în care locuiesc și aparțin. Și sper când o să am dreptul să vorbesc și să vorbesc, o să povestesc totul așa cu o carte deschisă, știi? Care a fost greșeala ta? Multe. Multe rău. Ar fi bine să fie o greșeală. Cumulate? Băi, prima greșeală că am crezut în lumea din jurul meu. Asta e primul lucru. Doi la mână, bine, treaba aia cu prietenii, mizam pe un 70%, îți dai seama, după experiența asta, mizez cam pe la un 5%, că prietenii apropiați sunt adunați pe o mână. I-am acum și o să iam pentru totdeauna. O problemă e că am trecut și printr-o experiență cu familia mea, pentru că provin din origine arabe. Situația în care mă aflu, nu știu cum să-i explic, nici nu există la noi. Contravine cumva cu... Da, nu se bate. La noi există chestii despre reputație. Fiecare persoană are o familie. Familie noastră sunt mari. E un pic frustrant. Nu, recunosc că e frustrant. Dar știi cum e? Că e o vorbă. Că am fost arestat 24 de ore. Și, Doamne ferește, n-aș mai vrea să fiu niciodată. E îngrozitor.
Deci mie cel puțin cele 24 de ore mi-au fost suficiente. Probabil că lumea care se uită la televizor și dacă e vreunul care a făcut 5-6 ani, zice, uite-l pe ăsta, mă. Uite-l pe ăsta, știi? Dar uite la mine, mie 24 chiar mi-au fost suficient. Ani de zile nu cred că mi-ar trebui. Ai voie să primești vizite acasă? Da, am voie, dar am evitat. Dar există cineva în viața ta în momentul ăsta? Dacă există cineva în viața mea în momentul ăsta. La ce mod există? La modul sentimental, despre asta vorbim. Îmi zicea un prieten. Bă, dar tu ești veșnic îndrăgostit. Tu niciodată nu ai fost singur. Dar când mă gândesc și acum studiez un pic, știi, că na, sunt într-o situație care îmi studiez viață și îmi studiez... Bă, dar chiar n-am fost singur niciodată. Prefer să fiu cât mai discret până la un moment dat care încep să văd o stabilitate și știu că deja, da, e ceva în urma mea, e o relație stabilă.